Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm clipul cu produse consumate din ultima perioadă. Și bineînțeles, nu se putea ca Ricky să nu comenteze el ceva. Dar aceasta este cutia, cea cu care v-am obișnuit până acum. Și m-am gătit, m-am aranjat și am zis, hai să filmez și eu clipul cu produse consumate, că astea stau la mine în cutie de foarte, foarte mult timp. Și plus de asta, luna decembrie deja a trecut. Știu că vă place clipul acesta, așa că nu vreau să vă dezamăgesc și o să mă țin de facerea lui, să spun așa, în fiecare lună, de înregistrarea lui. Bun, hai să începem. În primul rând, mi-am aplicat pe buze rujul de la Catrice, pe care l-am cumpărat recent, despre care v-am zis. Acesta este, așa arată, arată foarte bine, este nuanța C02, îmi place foarte mult, este hidratant, ușor lucios, nu este într-adevăr rezistent la transfer, dar este genul acela de ruj ușor cremos, ușor lucios, care arată bine și îți hidratează buzele. Bun, hai să mergem mai departe. Uite, o să încep cu săpun, că am consumat săpun, dar aveam două, să caut și pe celălalt. Am consumat două săpunuri din acestea lichide de la Sien, de 500 de ml fiecare, și acum a început și Tony să mă gâne. Deci nu știu ce o să fac cu ei. Nu reușesc să filmez. Două secunde să închid ușa la sufragerie. Gata, am închis ușa la sufragerie. Sper să nu mai facă gălăgie așa mult Ricky, că începe și Tony, am văzut, să cânte. Mă rog, hai să vă arăt săpunurile cheie despre care vă vorbeam. Sunt acestea două de la Sien, în ediția aceea limitată de Crăciun. Anul ăsta le-am găsit, de obicei nu le prind, dar s-a întâmplat să meargă mama la Lidl chiar atunci când le-a băgat. Vreau să spun că le-a băgat undeva prin septembrie, o chestie de genul, adică foarte devreme, și apoi nici că le-a mai văzut, nici că le-a mai găsit. Și a reușit să mi le cumpere atunci și am avut câte unul din fiecare. Unul este încă în baie, nu l-am consumat, pentru că, cum să spun, nu le-am consumat nu pentru că folosesc din septembrie doar două săpunuri, ci pentru că le-am ținut special pentru perioada lunii decembrie și le-am folosit doar în decembrie pe acestea două. Că doar ați văzut și în clipul trecut de Emptys că am mai avut alte săpunuri lichide. Hai că acum încerc să mă învăț cu noul cadru de filmare. Hai mă, Toniță, lasă-mă să vorbesc și eu. Data viitoare o să mă îmbaricadez undeva și pe ei o să-i dau pe balcon, nu știu. Balconul fiind închis, nu o să înghețe de frig. Bun, unul era cu măr și unul cu gingerbread, cu turtă dulce. Măr și scorțișoară și turtă dulce, mă rog. Foarte bine au mirosit amândouă, cremoase, așa cum sunt în general produsele celor de la Lidl. Cum sunt săpunurile, mai exact, celor de la Lidl, le cunoașteți, sunt bune, îmi plac, le folosim. Apoi, hai să termin cu astea de curățare. Apoi am consumat un balsam de păr, uite, acesta de la Label M, Professional Hair Care. Era un balsam de păr. Pe acesta l-am primit cadou când am fost eu la un eveniment acum mult timp și am primit și șamponul. Șamponul deja l-am consumat, să știți că nu m-a dat pe spate. Nici șamponul, nici balsamul nu mi s-au părut cine știe ce. Era într-adevăr pentru păr vopsit, 300 de mililitri a avut, dar a fost ok, dar nu suficient de gros încât să-mi descurce foarte bine părul. L-aș vedea mai repede pentru o persoană cu un păr ușor gras, nu neapărat pentru o persoană cu un păr foarte uscat și casant ca al meu și, mă rog, care se încurcă pentru că este vopsit. Deci l-aș vedea pentru cineva care nu are un păr vopsit și care nu are un păr atât de pretențios ca al meu, să spun așa. Bun. Mai departe am consumat un gel de duș de la Balea, acesta cu pepene. Eu cu gelurile de duș de la Balea am așa o relație de iubire-ură, nu știu cum să spun. Câteodată mi se par că îmi plac foarte mult, că spală foarte bine, că sunt foarte bune, câteodată mi se par că sunt așa și așa.
Acesta mi-a plăcut. Mi-a plăcut mirosul, a fost ok, mirosul de pepene, cu toate că este ieție limitată și a fost de vară, l-am folosit acum pentru că l-aveam pe acolo și am zis, băi, să-l consum ca să nu expire. Dar mi-a plăcut. Una peste alta, sunt bune. Pentru prețul pe care l-au, într-adevăr, sunt bune. Adică costă undeva la 5-6 lei, n-ai ce să vrei mai mult. Dar gelul meu de duș favorit în prezent este acesta de la Tezorii de Orient, în varianta aceasta pe roșu, care într-adevăr aduce un pic cu bacara ruj. Când miroși gelul de duș, te duce cu gândul acolo. Nu este identic, nu are cum, dar cât de cât este în zona aia, te duce cu gândul, 50% acolo e în zona aceea. Îmi place foarte mult mirosul, îmi place că persistă foarte bine pe piele mirosul, foarte bine, câteva ore bune. Și mai îmi place textura lui, nu usucă pielea. Este un produs foarte, foarte bun și la acesta v-am spus cu pregătire, îmi place foarte mult mirosul. Chiar eu una l-aș putea compara cu cele de la Bath & Body Works la rezistența mirosului pe piele. Rezistă foarte, foarte mult și sunt foarte calitative, sunt undeva la 12-13 lei. Eu zic că merită. Apoi, uite, tot de la Tezorii de Orient, am terminat acest deodorant spray. Este un deodorant cu orhidee. Este un deodorant cu orhidee din China. Deci, cântă mai încet și când vede că încep eu să vorbesc, iar ridică și el vocea, mă imită sau ceva ce e el în capul lui acolo. Zice că protejează 24 de ore. Nu protejează atât de mult. Este un deodorant spray care în schimb conține alcool și dacă vă dați după epilare cu el, vă cam ustură zona, așa că eu nu-l foloseam după epilare, îl foloseam așa între epilări și mai mult prin casă, pentru că mi se părea că dacă m-aș duce afară și aș sta mai multe ore plecată, nu m-ar proteja atât de bine. Și atunci îl foloseam mai mult prin casă, seara, de exemplu, când mergeam la somn. În schimb, mirosul lui mi-a plăcut foarte mult și mă gândesc serios să cumpăr parfumul din această gamă, pentru că are un miros foarte, foarte plăcut, feminin, floral, primăveratic, chiar mi-a plăcut mirosul. Apoi am consumat de la Avon din gama Nutra Effect. Uite, de foarte mult timp tot am folosit aceste, de fapt acum foarte mult timp am folosit aceste produse și mai aveam pe stoc pe acolo spuma aceasta și am zis hai să o folosesc ca să nu expire. Nu știu dacă se mai găsește în catalog, cred că se mai găsește, dar cred că sub o altă formă. Sigur, i-au schimbat ambalajul. Aceasta este pentru un ten gras, spun ei. Eu am folosit-o neavând un ten gras, eu am un ten mediu, ușor mixt, cam așa, adică mixt în zona T. Dar doar când mă machiez un pic, mi se îngrașă zona T. Dacă-s nemachiată, nu mi se îngrașă deloc. Cred că mai mult de la machiaj se întâmplă lucrul ăsta. Da, și spuma, în schimb, îmi place foarte mult, curăță foarte bine pielea, dar nu o văd neapărat potrivită pentru un ten foarte gras, cu impurități sau cu, nu știu, cu anumite probleme, pentru că nu mi se pare că are un efect de curățare atât de profund. Pentru tenul meu a fost ok, îmi place, deci aș recumpăra-o pentru mine, dar nu cred că aș recomanda-o neapărat pentru un ten gras. Sau nu știu, poate are un efect foarte bun și pentru un ten gras și nu realizez eu. Dacă ați folosit-o și aveți tenul gras și vă place, lăsați un comentariu să vadă și alte persoane din comunitate. Curăță, e ok, e delicată, nu are parfum sau cel puțin nu prea se simte, e posibil să aibă, dar oricum nu se simte, are un parfum foarte delicat și e ok. Hai că nu mai am multe, că n-am consumat aparent foarte, foarte multe. Soțul meu a terminat o pastă de dinți de la Sensodyne, pe astea le folosește, îi plac foarte mult, el e fan Sensodyne. Mă mai spăl și eu cu ea, dar el cel mai mult. Apoi am consumat o mască de păr de la L'Oreal Expert, din gama serie Expert, vitamin color, ceva. Este o mască care a avut 250 de mililitri,
O mască pe care am primit-o la școala de beauty de la L'Oreal și pe care n-am apucat să o termin în tot acest timp pentru că am avut altele și pur și simplu le-am luat treptat ca să nu expire. Așa. O mască ce mie mi-a plăcut foarte mult, mi-a făcut foarte bine, m-a ținut și destul timp, cu toate că eu am părul lung și mi-aplic o cantitate mărișoară. Dar aceasta este o mască mai groasă, mai untoasă, care nu trebuie aplicat o cantitate extrem, extrem de mare. Poți aplica o cantitate mai mică, pentru că ea este mai densă. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult mi-a plăcut și este o mască pe care o am în vedere să o recumpăr la un moment dat. Acum am alte produse, dar este o mască ce e bună, adică e o mască bună, chiar dacă este un pic mai scumpă. A avut și un parfum plăcut, e consumată toată, normal, și mi-a plăcut, da, mi-a plăcut foarte mult, o mască bună. Așa, apoi am mai consumat, soțul meu de fapt, am mai consumat un Old Spice acesta, știți că îl folosește, cred că vi-l arăt aproape în toate clipurile. Apoi aici am niște absorbante despre care vreau să vorbesc și uite mai am niște hârtie igienică umedă, asta de la Floralis, foarte bună. Raport calitate-preț bun de la Lidl și aceasta de la Dr. Wipes pe care o cumpăr de la Auchan. V-am spus și de aceasta că raportul calitate-preț este unul foarte bun și o cumpăr ori de câte ori am ocazia. Apoi am o pungă de la absorbantele mele preferate de la Libres, acestea. Deci după, înainte Always-ul era top pentru mine, dar de când le-am descoperit pe acestea îmi plac foarte mult. Îmi place în primul rând că absorbe foarte bine și nu ai probleme cu ele. Și în al doilea rând îmi place că sunt foarte bumbăcoase. Au un strat de bumbac așa fin. Nu sunt ca cele de la Always plasticoase. Cred că știți senzația, sunt foarte prietenoase cu pielea voastră. Așa că da, Libres, îmi plac foarte mult acestea. Am mai luat unele de la Siempre. Tot așa de noapte, am zis să le încerc, dar acestea nu prea pot să zic că mi-au plăcut. Acestea sunt mai plasticoase, seamănă destul de mult cu cele de la Always, dar în schimb de la Siempre le-am descoperit pe acestea care mi-au plăcut foarte mult. 20 de bucăți au fost, maxi pad cu aloe vera, așa arată. Și acestea să știți că erau mai grosuțe și destul de lungi. Dar fără aripioare, dar foarte potrivite pentru ultimele zile de menstruație, atunci când deja nu mai ai un volum mare și vrei doar un pic de protecție și totuși să te simți bine, să știți voi. Cele care sunteți femei și aveți menstruație știți la ce mă refer. Deci, da, mi-au plăcut acestea. Apoi, aici mai am ceva în cutia asta, ca să scoatem. Nu știu ce am mai intrat pe aici. Am tot, na. Ia să vedem. Ok. O cutie de șervețele Floralis, la fel raport calitate preț foarte bun de la o Lidl, era să zic Auchan. Aici am rung un răzor din ăsta, știți pentru ce le folosesc, pentru zona sprâncenelor, sunt foarte bune, le-am luat de pe Shein. Și aici arunc o pensulă de la Melchior pentru sprâncene. Uite, mai am ceva pe aici, nu știu. O aveam de ceva timp și s-a făcut foarte urâtă. Nici n-am mai folosit-o, mă rog, am altele acum și am găsit-o pe acolo prin trusă și mă despar de ea pentru că nu o să o mai folosesc. Apoi, m-am vopsit cu Loncolor Ultra Duo, acesta care are două tuburi în nuanța blond cenușiu deschis. Știți că am cumpărat-o de la Auchan, v-am arătat-o într-un haul de cumpărături. Îmi plac foarte mult vopselele lor, dacă nu folosesc Kalos, folosesc Loncolor, deci ori Kalos, ori Loncolor. Dacă mă aflu într-un magazin unde am Kalos pe galerie, cumpăr Kalos. Dacă mă aflu într-un magazin în care nu am Kalos și trebuie să iau din interiorul magazinei, cumpăr Loncolor acesta. Pentru că vine și cu două tuburi și mi-ajunge pentru tot părul. Și pentru că prinde foarte bine pe firele de păr alb
și pe rădăcina neagră. Mie mi-o deschide foarte mult, adică, vedeți, eu m-am vopsit și gândiți-vă că eu am și păr alb, dar am și păr negru, adică eu sunt șaten închis la culoare natural și cedează foarte bine părul meu și îmi decolorează foarte bine fără să folosesc decolorant sau alte produse. Îmi place să mă vopsesc acasă, știți că doar acasă mă vopsesc, cred că nu m-am mai vopsit la coafor de 5-6 ani, poate mai bine, pentru că nu văd necesitatea, v-am spus, în cazul meu, cel puțin, mie îmi prinde vopseaua și atunci, da, m-am făcut și la coafor și v-am zis, mi s-a părut că mi-a ieșit la fel. Așa că, pentru mine personal, nu are sens, dar nu zic că nu sunt și hairstyliști buni care folosesc produse foarte bune, dar și prețul este pe măsură. Acum depinde dacă sunteți dispuse să plătiți, nu știu, 400-500 de lei cât mai este un vopsit. Încă un pachet de șervețele în ăsta, hârtie igienică umedă de la Floralis. Aici mai am niște pachete de șervețele care mi s-au uscat cu câte un șervețel așa prin geantă, acestea de la Sien, de la Auchan și mai am unele de la Wet Hankies. Uite, astea îmi plac foarte mult. Astea cu lămâie e foarte bune. Sunt pe acestea, știu că le-am recumpărat, sunt foarte, foarte bune, au și sunt și antibacteriale și sunt bune. Și tot de la Dr. Wipes am terminat niște șervețele în aceste antibacteriale, foarte, foarte bune. Raport calitate-preț, foarte, foarte bun. Recomand. Bun, hai că mă uitam și la telefon, că am postat un clip și văd că mai îmi scrie și mie lumea și vă încurajez să-mi scrieți orice aveți pe suflet, pentru că eu citesc toate mesajele și vă răspund cu mare drag la ele. Ca să nu-mi scape ceva. Nu, cam atât cred că mai am. Bun. Am mai consumat de la Dior, Captur Total, o cremă pentru ten. Am avut-o, nu știu, am primit-o la niște cumpărături. O mostră. Mi-a plăcut. Crema asta eu am mai avut-o, să știți, într-o mostră mai mare acum mulți ani. Asta a avut 1 ml și mi-a ajuns să mi-o aplic de 2 ori. Dar eu am mai avut-o într-un tub de 5 sau 10 ml. Am avut-o la un moment dat primită, chiar de la Dior. Am fost, mă rog, lucram în altă parte și m-am dus să ajut o tipă care făcea niște cursuri de make-up, ceva legat cu Dior, nu mai țin bine minte. Și m-am dus și m-am machiat și la sfârșit am primit un goodie bag cu produse Dior. Bine, erau mai mult mostre și un singur luciu de buze am primit. Dior, restul erau mostre, vă dați seama, fiind niște produse costisitoare. Dar țin minte că mi-a plăcut experiența, sunt cred că 10 ani de atunci. Și atunci am încercat acest produs. Parcă acum are altă textură, un pic atunci parcă nu prea mi-a plăcut, în câte țin eu minte. Acum, în schimb, mi-a plăcut produsul, se absorbea bine în piele, arăta bine pielea după ce îl foloseam. Dar nu știu dacă aș da atâția bani pe o cremă, pentru că este un produs scump. Probabil că dacă aș avea și aș dispune de sume de bani mai mare, da, probabil aș cumpăra și eu acest produs. În condițiile date folosești Gerovital, că e bun și ăla, sau produse cu costuri mai mici, uite cum sunt cremele de la Mara Blue sau creme de la Ivaterm pe care le-am primit de la ei și îmi plac foarte mult și acelea, adică găsiți variante și mai ieftine. Dar da, dacă sunteți, cum să zic, fan Dior și fan produse de lux, este un produs ok. Bun. Uite, de la Elmiplant am folosit aceste peciuri pentru ochi cu ceva acid hialuronic, parcă, da, și ceva aur, spun ei, mască hidrogel pentru ochi. Mi-a plăcut foarte mult, fără parfum. Mi-a plăcut foarte mult pentru că acolo unde puneam aceste peciuri, băi, acolo stăteau. Adică nu le găseam undeva pe aici pe obraz, scurgându-se sau mai știu eu ce. Deci unde puneam această mască, unde am pus-o, acolo a stat cât timp am stat cu ea.
Și asta mi-a plăcut foarte mult. Apoi pielea s-a simțit foarte hidratată, parcă mi-a conferit și un pic de luminositate în zona ochilor, parcă și pungile de sub ochi s-au mai atenuat. Deci, una peste alta, eu cred că este o mască pentru ochi foarte bună și eu le-am găsit și la un preț bun. Le-am luat cu 5 lei din Oșan, au avut ei o promoție și știu că am cumpărat mai multe atunci. Dacă le găsiți la 5 lei, clar merită. Apoi, aici am doar cutia de la un produs pe care l-am primit de la Eugenia de Crăciun, dar îl folosesc acum. Handmade scrie și scrie într-o limbă pe care nu o cunosc. Nu mai știu exact de unde mi-a zis că este proveniența lui. Din Polonia. Da, din Polonia. Cum funcționează? Este o fel de keratină lichidă, din câte am înțeles, și o pui 2-3 picături în palme când îți pui masca ta de păr și ar trebui părul tău să fie mai lucios, să se descurce mai ușor, să arate mai bine, etc. etc. Am ajuns ca la jumătatea sticluței și personal pentru părul meu nu am văzut niciun rezultat. O să o termin, bineînțeles, și m-am bucurat foarte mult că am primit acest produs, că am putut să-l testez, că altfel nu aș fi avut cum să-l testez. Ea cred că l-a cumpărat chiar de acolo, din Polonia, cred, mă rog. Dar da, mi-a plăcut să-l testez, v-am spus, mai am jumătate, dar nu mi se pare neapărat că face ceva. Cel puțin pentru mine e așa, nu e wow. Bun. Apoi, de la Power Stay, de la Avon, am consumat acest anticear, că nici nu știu dacă se mai găsește, sincer vă spun, dar el a fost un produs foarte bun și într-un timp le tot cumpăram și recumpăram. Uite, nici nu mai știu dacă mai am vreunul pe stoc, trebuie să mă uit că expiră dacă ar mai fi și ar trebui folosit. Avea o acoperire foarte bună, stăteau bine acolo unde le puneai, nu se strângeau în liniile fine, foarte bune aceste anticearcăne, dar din câte știu nu mai este fix ăsta, parcă așa să zic. Și tot pentru zona ochilor mai am două produse, două creme pentru zona ochilor, ambele de la Oriflame, dar din game diferite, una de la Nove Age și cealaltă de la Optimals, așa, de la Optimals. Deci una de la Optimals și cealaltă de la Nove Age și din gama aceea Bright Sublime. Așa arătam. Din câte am văzut și acestora de la Nove Age, le-a cam schimbat ambalajul. Nu mai știu sincer dacă arată așa, dar gama presupun că se numește la fel. Vine așa și mi-a plăcut, a fost ok, o cremă de ochi ok, lejeră, nu mi s-a părut că hidrata suficient, nu pot să zic că aș recumpăra-o sau că aș recomanda-o neapărat pe aceasta, dar cealaltă de la Oriflame, aceasta din gama Optimals, cu toate că este o gamă mai ieftină și este un produs mai ieftin, aceasta, vine și cu așa, foarte mult mi-a plăcut ambalajul, acest ambalaj, aici are un silicon foarte moale și foarte plăcut la atingere când o aplici în zona ochilor. Aceasta mi-a plăcut foarte mult, Even Out-ul ăsta. Este o cremă care hidrata foarte bine zona ochilor, conferea și luminozitate. Zona ochilor se simțea catifelată, arăta mai luminoasă, nu știu, arăta foarte, foarte bine când foloseam acest produs. Și v-am spus, dacă ar fi din acestea două să vă recomand una, pe aceasta de la Optimals v-aș recomanda-o mai mult, cu toate că eu, să știți că mi-au plăcut întotdeauna mai mult produsele din gama Nove Age, pentru că este o gamă mai de lux, să spun așa, a celor de la Oriflame, mi s-a părut mereu mai elaborată, dar cei de la gama Optimals a fost foarte mult schimbată în ultimii ani, din câte am observat eu. Și produsele pe care le-am folosit în ultimul timp din gama aceasta, din gama Optimals, chiar m-au surprins și mi s-au părut de o calitate foarte bună la prețuri extrem, extrem de accesibile pentru ceea ce oferă. Așa că da, crema asta de ochi îmi place mult de tot și chiar
v-aș recomanda-o. Bun, cam acestea au fost produsele consumate de mine luna aceasta, adică luna decembrie, că de fapt acum suntem în ianuarie, luna trecută. Nu sunt multe, nici puține, ca de obicei știți cam ce folosesc eu. Sunt în mare parte poate și aceleași. Mă bucur că am început să folosesc creme, pentru că înainte eram ușor puturoasă. Dar în ce sens? Întotdeauna mă demachez. De când mă știu, întotdeauna mă demachez, deci nu dorm machiată. E foarte, foarte, foarte rău să dormi machiat, machiată, așa. Și mai ales de la o vârstă, după ce ai trecut de 30 de ani, cred că dacă aș dormi acum machiată, tenul meu a doua zi ar arăta îmbâxit și foarte, foarte urât, mi-ar apărea și tot felul de probleme. Deci vă încurajez cu dragă inimă să vă curățați tenul. Cel mai important lucru, cel mai important pas este curățarea tenului. După ce tenul este curățat în profunzime și arată bine, luminos, poate să respire, atunci puteți să veniți cu ce ser vreți voi, cu ce cremă vreți voi. Important este ca tenul să fie curat, să dați la o parte toată mizeria, toate celulele moarte de la suprafața lui și el să rămână aerisit și, nu știu, plin de viață. Da? Bun. Deci să ne curățăm năsucurile și să rămânem cu bine până data viitoare la un nou clip. V-am pupat!